Cine a fost Sfântul Nicolae? Născut într-o familie bogată, într-un ținut de pe teritoriul Turciei de astăzi, Sfântul Nicolae a fost un episcop creștin în timpul Imperiului Roman. A fost un om bun și blând, milostiv cu săracii, ajutător celor năpăstuiți și tuturor un mare făcător de bine. Moștenind o mare avere, a hotărât să o folosească pentru a-i ajuta pe cei sărmani. Sunt multe faptele de dărnicie săvârșite de Sfântul Nicolae, însă cea mai cunoscută este cea a celor trei surori sărace, care ajunse la vârsta măritișului, nu se puteau căsători din pricina sărăciei. Aflând de suferința lor, Sfântul Nicolae a strecurat trei săculeți cu galbeni în odaia fetelor, acestea căsătorindu-se la puțin timp după primirea darurilor. Sfântul Nicolae a fost considerat făcător de minuni încă din timpul vieții. Se spune că ar fi salvat, prin rugăciune, niște marinari de la naufragiu, iar de atunci aceștia îl cinstesc și îl consideră ocrotitorul lor. De asemenea, o altă minune atribuită Sfântului Nicolae s-a petrecut pe vremea împăratului Constantin cel Mare, căruia Sfântul i-a apărut în vis, cerându-i să ierte pe cei trei tineri nevinovați, care urmau să fie omorâți a doua zi. În urma acestei viziuni, împăratul i-a eliberat. Datorită minunilor și faptelor sale de dărnicie, Sfântul Nicolae este considerat ocrotitorul celor acuzați pe nedrept, al marinarilor, al fetelor necăsătorite și în special al copiilor, fiind cunoscut și ca Moș Nicolae. Se spune că în noaptea de 5 spre 6 decembrie, Moș Nicolae lasă în ghetuțele copiilor cu minți tot felul de daruri, iar în ghetuțele celor neascultători o nuielușă pentru a-i ajuta să se îndrepte. Sfântul Nicolae e sărbătorit pe data de 6 decembrie și toți cei care îi poartă numele își serbează onomastica în această zi.